da? Apoi te întreb, el răspunde. Și tot așa. Este foarte important să folosești întrebări deschise la care, prin care să-l lași pe el să se exprime cât mai mult, să-i dai posibilitatea să dezvolte cât mai mult răspunsuri. Întrebările închise la care el poate să răspundă cu da sau nu, nu te ajută foarte mult. În tot procesul ăsta de întrebări, este foarte important să sesizezi momentul în care el nu mai nu se rezumă doar la a-ți răspunde la întrebare, ci vine și el cu întrebare. Ăsta este primul moment când ai reușit să-i atingi emoția și i-ai stârnit cu atât mai mult în momentul ăsta curiozitatea. Da? Deci de fiecare dată când procesul de întrebări primește un răspuns și o întrebare, înseamnă că acolo trebuie să insiști și este punctul care pe el îl interesează cu atât mai mult. Procesul tău de întrebări trebuie să fie construit astfel încât, așa cum ați și spus înainte de pauză, astfel încât să-i depistezi nevoia. Dar nu trebuie să ne înșelăm și să rămânem doar în zona asta de nevoie. Da? Pentru că oamenii nu cumpără doar ceea ce au nevoie. Corect? Câte televizoare aveți acasă? Câte unul în fiecare cameră. Câte unul în fiecare cameră, unul singur, două și așa mai departe. Dar de câte televizoare aveți, de fapt, nevoie? De niciunul. Unii de niciunul, alții de unul. 10 minute pe săptămână. Câte perechi de pantofi aveți? Că în pauză începuse... Da, corect. Și întrebarea următoare e firească. Dar de câte perechi de pantofi aveți, de fapt, nevoie? Ceea ce vreau să spun este că pe lângă faptul că trebuie să urmăriți nevoia, clientului trebuie să ajungeți cumva și să înțelegeți care este dorința. Da? Pentru că de foarte multe ori cumpărăm din dorință, pentru că vrem să ne sporim confortul, pentru că vrem să avem mai mult decât vecinul, decât concurentul și așa mai departe. Deci oamenii, foarte puțini dintre ei, cumpără doar strict din nevoie. Da? Urmăriți și aspectul ăsta al dorinței. Construiți-vă procesul de întrebări, folosind întrebări deschise, dar nu uitați să încercați ca răspunsurile pe care le primiți să vă dea vouă răspunsul ăsta. Da? Care este nevoia, dar mai ales dorința clientului. Și nu uitați să-i depistați emoția. Când are prima reacție în plus față de tonalitatea lui obișnuită din dialogul.